Fratele Romi Mocan, absolvit seminarul teologic în promoția a doua, promoție care a avut loc între anii 80-84, deci înainte de Revoluție, iar după Revoluție, când s-a ridicat gradul școlii, când a devenit Institut Teologic de Grad Universitar, și-a urmat și a completat studiile universitare teologice. A fost ordinat în slujba de diacon pe 25 octombrie 1978. A slujit de asemenea și în biserici, în biserica din Chiuiești, din Beclean, iar în slujba de păstor a fost ordinat în anul 1984, pe data de 25 noiembrie, la Biserica Pentecostală din Dej și, de asemenea, într-un sector de încă 5 biserici. A ocupat poziții importante în conducerea cultului pentecostal, a făcut parte din Consiliul Bisericesc încă din anii 1990, din anul 1994 a făcut parte din executivul cultului pentecostal. Între anii 2001-2002 a fost vicepreședintele cultului și după aceea, de la anul 2002 până în anul 2006, de asemenea vicepreședintele cultului pentecostal. Iar din anul 2006 până în anul 2018, practic când a ieșit la pensie, când s-a pensionat, a fost secretarul general al cultului pentecostal. De asemenea, a avut două mandate de secretar al comunității regionale Cluj-Napoca. Acestea sunt activități care țin de slujire în privința vieții familiale. Are 13 copii în viață, toți sunt căsătoriți și are 49 de nepoți. Domnul să-i binecuvinteze! Un mare har să ai nepoți. Lucrul ăsta îl spun din experiența proprie, că am și eu doi nepoței. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze, să-l călăuzească pe fratele Romi Mocanu în expunerea dânsului. Pace, fiți binecuvântați! Este o onoare pentru mine să fiu în această zi împreună cu dumneavoastră, cu toți. Spune că obișnuința este a doua natură. De aceea am avut o discuție scurtă cu fratele rector, întrebând cam cum, de unde, stând jos sau din picioare, dar nu mă gândeam de aici, de acolo. Și pentru că a doua natură este cea că am trăit în picioare mai mult, în slujire, am venit aici. Ceea ce voi spune acum nu face parte din istoria trecută. În istoria trecută, a spus ceva fratele Eugen, ci voi spune un lucru care astăzi l-am realizat, aici ceva din prezent și interesant. Din istorie ieșim, din istorie, dar într-o altă formă intrăm în istorie. Pentru prima dată am fost recomandat ca și o persoană în vârstă, așa zis, sau ceva de genul ăsta. Până acum se spunea fratele Romi, păstor în biserica din Dej, fratele Romi, mă rog, funcții din astea pentru prima dată, dar interesant că de celelalte am scăpat sau, nu știu, au scăpat ele de mine, dar în asta voi intra, de aici înainte voi fi tot mai în vârstă și să știți că și voi veți păți același lucru. Amin, amin. Da. Istoria normal să fie, iartă-mă frate Ciprian, nu vreau să intru în domeniul tău, dar e o constatare, așa, și vorbesc din constatări. Istoria este făcută din fapte, din evenimente și cu oamenii. Oamenii sunt esența istoriei.
Mi-e drag să-mi amintesc de oameni scumpi cu care am slujit. Exemplu, multora mă motivează și astăzi și mă judecă. Exemplele unor oameni ne judecă. Aici sunt schițate câteva idei. N-am scris nimic. Am așa o rezervă de a scrie. Unii mă condamnă, alții nu mă înțeleg. Și până la urmă, asta e. Voi căuta să intru printre indicatoarele acestea. Sper să nu mă blochez în niciunul. Și să mai aducem câte ceva din istorie pentru noi în vremea aceasta. Toate lucrurile încep cu începutul. Toate lucrurile încep cu începutul. Nu încep cu coada, încep cu începutul. Cineva a vrut doar și a zis ce bine ar fi fost să fi fost întâi pensionar și apoi să lucrez. Știi că întâi să se bucure de bani și de timp și după aceea. Vă dați seama cam ce ar fi lucrat, cât de bucurat și cred că s-ar fi bucurat, dar începuturile bisericii penticostale. Nu vreau să intru în ceea ce este partea altora și bine ar fi să se poată lămuri vreodată. Îngăduiți-mi, eu sunt foarte direct, deschis și vulnerabil mă fac în același timp prin această atitudine, dar eu am slabe speranțe, cel puțin cât voi trăi eu, să aflu cu adevărat când și unde a început istoria Bisericii Penticostale din România. Că se concurează Banatul cu Bucovina, ba mai nou, se intră și pe la Mediaș, pe acolo, da, asta e asta problema. Istoria Bisericii Penticostale din Dej, pentru mine are și o nuanță deosebită de nostalgie, pentru că printre primii membri ai Bisericii Penticostale din Dej au fost părinții mei. Printre puțini, printre desprinși din Biserica Baptistă. Multe biserici penticostale s-au desprins din Biserica Baptistă în mai multe localități. Era Evanghelia propovăduită, oamenii crezuseră, se mântuiseră prin credință, dar a venit acea promisiune împlinită a lui Dumnezeu. Și dacă astăzi lucrurile stau altfel, că suntem învățați și răs învățați, trebuie să stăruim foarte bine. Pe oamenii aceia nu i-a învățat nimeni să stăruiască. Habar n-aveau ei. Tată, mamă. Mă gândesc. Mama a trăit toată viața ei la sat. A fost o femeie cu minte și înțeleaptă. Tata a lucrat, a fost umblat, a lucrat la CFR, avea permise de clasa întâi, a bătut țara, dar nu știu cine să le fi spus de stăruință. Și totuși Dumnezeu a intervenit și s-a format un nucleu de câțiva oameni în niște documente de arhivă pe care le-am găsit în registru de membri. Probabil și după nume, după litera de alfabet. Părinții ei au fost pe poziția 12 și 13. Deci acolo. E o chestiune așa de sensibilitate și de emoție. Deci vreau să spun, începuturile Bisericii Penticostale nu s-au datorat unei organizații dinainte sau din afară, cel puțin în Dej sau în Chiuiești. Biserică de referință din sector, de aceea menționez Chiuiești. Și intervenția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Intervenția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, din mijlocul acela al oamenilor, al puținilor aceia oameni, au
a avut vase de lucru, cum le spunem noi, prorocilor. Și după spuse, noi lucrăm cu materialul pe care ni l-au transmis alții, sau nu frate Ciprian, că cu asta îi... Deci, normal că eu n-am fost acolo la început. A început în 1949 biserica a fost constituită ca și biserică și eu m-am născut în 54. Dar povestea mama, cum a fost declicul acela, momentul acela de separare, că erau împreună. Cu baptiști, cu penticostali, nu se știa, ăștia-s mai ciudăței un pic despre penticostali, că pretind nu știu ce și nu știu cum, dar a fost, era o chestiune de suspiciune cu privire la comportamentul unui bărbat care era conducătorul bisericii acelea, de ordine moral. Să nu vă faceți niciodată imagini de astea idealizate despre prima biserică. Prima biserică, biserica primară, frate, cum nu suntem noi. Dar ia gândiți-vă că biserica primară îl avea și pe individul din Corint, biblic vorbind, care zice că trăia într-o sare, că nici păgânii nu trăia așa, și era din biserica primară. Că biserica primară a avut și disensiune, a avut și controverse. Ei, să nu vă mire că de pe piedestalul pe care poate tot noi oamenii l-am făcut unora, mai trebuie câteodată să-i miși cu borâni pe alții. Și conducătorul acesta de biserică nu recunoștea absolut nimic, dar Duhul lui Dumnezeu, la un moment dat, era în biserică, adunată gruparea, în casa de rugăciune, biserică, vorbim acum la prezent, atunci era casa de adunare. Unde mergi? De unde vii? La sau de la adunare? Acum mergem la biserică sau vin la, mă rog, nu este, era adunarea. Și era în casa de adunare și Duhul lui Dumnezeu a spus pe nume, a spus, ridică-te, că erau la rugăciune, du-te și bagă mâna în sobă. Era o mică sobă de teracotă și scoate ce găsește acolo. Bărbatul acesta s-a dus, era vară normal, că altfel, dacă era iarnă, era mai dificil și nici nu găsea prea multe. S-a dus, mirat, a mers în sobă, a căutat și a scos un teanc de hârtii de acolo, un teanc de scrisori. Erau scrisorile prin care conducătorul bisericii comunica cu o femeie în mod nepermis. Nimeni nu l-a putut da pe acela deoparte, dar Duhul lui Dumnezeu a intervenit. Biserica s-a întărit, bărbatul acela a avut după aceea un parcurs interesant. A plecat din bisericuța penticostală, s-a dus înapoi la oficiala biserică deja baptistă, nu și-a găsit nici acolo locul, a ajuns pe la adventiști, a ajuns pe la martorii lui Jehova, a ajuns pe nicăieri. Începuturile au fost ezitante, bineînțeles, dar lucrarea a fost a lui Dumnezeu. În zona noastră, pe Someș, cum se spune, un aport însemnat l-a avut fratele Rusu Ilisie, nu Elisei, Ilisie, de la Negren, de la Negrilești, iertați-mă, de la Negrilești, lângă Ciceu Giurgești, de la Beclean. Fratele Ilisie, nu știu câtă școală a avut, ceva a avut, că citea, dar era geamgiu.
Era geamgiu, dar știți cum? Nu din ăla care are acum în magazin, ci de ăsta. Era din ăla care căra cu spinarea, cu suportul acela de lemn, niște sticle puse acolo și se ducea prin sate și striga: "Ai la geamuri, la geamuri!" Și mai lucra, mai punea un geam și punând geamul, propovăduia Evanghelia. Uneori se ducea mai departe de satul dumnealui și rămânea peste noapte acolo și seara, într-o familie, în alta, se adunau acolo interes. Băi, este un pocăit la noi în sat, auzi mă, unul din ăla care s-o lăsat de cruce. Și se duceau oamenii să vadă cum arată un om care s-a lăsat de cruce. Și fratele Ilisie l-am prins în viață. L-am prins în viață, am slujit împreună, un om scump sufletului meu. Propovăduia Evanghelia. Oameni simpli, nu idealizăm simplitatea aceasta, dar trebuie să o recunoaștem. Trebuie să o recunoaștem. Așa a pornit biserica. Apoi au fost și alți frați. Unii au rezistat, alții au căzut. Nu dau nume. Dar printre cei care au fost de asemenea de la începuturi acolo, nu pot să nu amintesc pe fratele Sandu Marin, care a venit în zona noastră din împrejurul Mitecuciului, când cu foamea, că uite, câteodată și foamea asta a avut niște rezultate pozitive. L-a scos de acolo din sătucul acela de lângă Tecuci și l-a adus la noi și a fost un om deosebit al lui Dumnezeu, fratele Pop Ioan, de la Negreni, județul Sălași, oameni cu care am slujit, care m-au crescut din punct de vedere spiritual și m-au sprijinit în slujire. Zice că să spun ceva despre spiritualitatea bisericii din tinerețea mea, vedeți? Ce bine că sunt înaintat în vârstă, că pot să spun despre tinerețe. Că se ridică câte un tânăr în vremea noastră, am auzit eu, dar nu era din biserica noastră, așa că să nu faceți trimitere cumva la Dorinaș, care e de la noi din biserică. Dar venise cineva, zice, când eram tânăr, nici măcar n-a spus mai tânăr, că astăzi era mai bătrân decât ieri. Dar a spus, când eram tânăr, și mă uitam la el. Interesant. Dai luăm pe oameni cum sunt. Spiritualitatea bisericii din Dumnezeu. Cu ce minte o gândeam? Cu ce ochi o observam? Astăzi privim lucrurile cu privire la un fapt împlinit. Dar atunci, ca să fac, să nu, n-am notat, nici probleme de biografie n-am notat, e bine, e rău, apar n-am, câteodată parcă ar fi trebuit să fie ceva. Dar ceea ce mi-a rămas în minte cu privire la poziția bisericii, telefonul cu pentru un ceas, că n-a, ba, aveți, e bine, e vrăjmașul meu, oriunde îl găsesc. Deci, ceea ce rețin cu pregnanță era simplitatea. Nu că neapărat simplitatea la un moment dat este o virtute de căpătâi, dar trebuie să fie un ingredient al vieții creștine. Erau... Cine știe ce predicat, unii erau chiar mai lungi decât mine, sau cel puțin eu am învățat, oi fi învățat de la ei, că eram copil când am mers la biserică și așa îmi plăceau cei care vorbeau scurt. Ceea ce nu se întâmplă cu mine, nu prea fac bucurii de astea. Dar starea aceea de... Băi, pocăitul se cunoștea. Pocăitul se cunoște. Nu neapărat că pe vremea aceea, bine, acum lucrurile stau altfel, că pocăiții pe vremea aceea umblau tunși.
era un semn distinctiv, erau tulși, unii confundau, zice, da, doi frați au venit de la o conferință de la Cluj, mergeau cu trenul, unul era din Bistrița, celălalt era din Baia Mare, pe amândoi am cunoscut și erau niște bărbați așa bine făcuți, solizi, așa, tuș curt. Și în tren mai povestea unul cu celălalt, dar o femeie i-a întrebat, zice, da, acum ați scăpat? La care el, unul dintre ei zice, da, zice, acum am terminat, am avut aici o conferință. Nu, nu, zice femeia, zice, de la pușcărie, când ați ieșit. Pentru că atunci aia care ieșeau de la pușcărie sau erau din armată, aveau semn distinctiv. Era altceva decât forma asta de simplitate. Și eu am avut dreptul să mă tun cu frizură după clasa 7. Până atunci a fost Pentecostal Vero. Apoi a venit Dumnezeu și a început să tundă și la capitolul frizer Dumnezeu este ireproșabil. Ce face, El face. Dar vreau să spun despre părtășiile acelea. O le prea înțelegeam eu. Era o dragoste să se întâlnească frați. Era o dragoste să se întâlnească frați. Când venea câte un frate, venea fratele Elisie, că n-a stat în Deș, ci a stat la Negrilești, apoi a stat la Bistrița, la Bătrânițele Cărunte, venea fratele să se adunau. Veneau de pe sat, să adunau. Acum, poate să vină o cine, să mai vină, mai vin, mă, am auzit că vin, numai, nici de vin americanii, nu mă interesează prea mult. Atunci, după Revoluție, un pic a fost. Da, acum, că unii s-au plictisit, i-au așteptat să tot vină din al doilea război mondial. Dar vin americanii și ne scapă. Au venit numai după Revoluție. Rugăciunea și postul. Acum, mă rog, sunt și probleme de sănătate pentru mine. Eu vorbesc în dreptul meu. Să postesc o zi nu este chiar simplu pentru mine, că trebuie să iau medicamente. Am pentru ce să le iau. Dar atunci, cu ușurință, posteam 3 zile, 3 nopți, mă duceam la lucru, când a fost să fiu la lucru. Să postești și să mergi la coasă. Și să nu bei apă. Că acum suntem foarte, foarte. Ni s-a spus de mult că se poate să postești cu sucuri de combinate, de ananas, cu portocale și cu nu știu ce. Bă, fraților, eu cu alea postesc o săptămână, problema e cu diabetul. Că poți să postești în sfârșit. Altfel, nu, acolo, din seara asta de la 6 și până peste 3 zile la 6 și mergeam la lucru. Eram tânăr și mergeam și lucram în Cluj la o uzină și veneam acasă și a treia zi. Veneam acasă și de la gara din Dej mergeam pe jos până în satul meu, până în Codor, 12 km și jumătate pe jos, după 3 zile și 3 nopți post. Că mai este și o nuanță de genul ăsta. Zice, da, eu postesc în fiecare noapte, că eu nu mănânc de seara și până dimineața. Bă, oameni buni, până acolo am coborât ștachet. Până acolo. Alții spun că poți să postești de... O tânără era în Italia și îngrijea de o bătrână acolo și tânăra credincioasă postea. Dar postea așa cum știam noi că este postul. Postul negru, sau cum, fără apă, fără... Și femeia a sesizat-o pe tânără și i-a spus, dar ce-i cu tine tu, de ce nu mănânci asta și n-ai mai mâncat nici săptămâna și asta? Și tânăra a început să spună, uite, eu postesc,
Dar asta ce înseamnă? Păi uite, nu mănânc, a, zice, dar și eu postesc, zice femeia, și postez de ani de zile, zice, în fiecare lună țin de 2 ori post de ciocolată. O fi? Când am auzit, eram acolo și i-am zis, mă, de ce nu e, să-i spune femeii, tinerii acele, să-i spună femeii că românii au postit de ciocolată vreo 20 și ceva de ani, 30. Oameni, știți cum? Că nu aveai, că unii postez, că n-am. Nu, era post. Era post și era rugăciune. Noi facem și din slujbele de rugăciune spectacol, oameni buni. Atunci era altceva. Te plecai pe genunchi și stai acolo pe genunchi. Și rare ori nu se auzea un cuvânt al prorociei, dar nu povești, ascultă suflete cu ochelari. Stați. Nu vreau să cobor în derizoriu, dar parcă mi-e dor să aud ceva așa mai concret. Că prea multe generalitățile. Nu, atunci erau alte lucrurile mai concrete. Lucrarea Duhului Sfânt în biserică, cel puțin în bisericile, eu vorbesc de zona în care a fost prezentă totdeauna și niciodată n-a fost interzisă de către biserică. Că altora nu le convenea. Asta era problema lor. Ne adunam și rugăciunile nu se făceau atât de mult decât în cadrul slujbei divine la biserică, dar erau rugăciunile acelea în case. Rugăciunile în case. Și erau familii care au pus la dispoziție casa cu riscuri. Mă gândesc la un frate scump, a plecat de 2 ani între noi, fratele Stan Augustin, Dorinaș, îl știi, eu sunt cenzurat aici de cunoștința lui Dorin. Casa fratelui Stan a fost casă de rugăciune. În casa aceea, pe 17 februarie 1977, a fost botezat cu Duhul Sfânt. Nu în cadrul unei ample stăruințe, ci am fost eu, cu fratele Gusti Stan și cu încă un frate, un cumnat de-a meu. Și Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. În rugăciunile acelea, în seriile acelea de rugăciune, stătea o dulceață. Ne adunăm în biserică acum, foarte bine, și ne rugăm cu coada ochiului trecând la ceas, să vedem dacă nu trebuie să plecăm, că pleacă autobusul sau ne așteaptă nu știu cine, nu știu unde. Nu, se stătea. Și apoi, la un moment dat, apăreau tovarășii pe la uși, pe la geamuri, și se lăsa cu luarea datelor de buletin și cu amenzi, că ne ruga. N-am fost bătut niciodată, n-am primit nicio palmă, n-am fost închis nicio zi pentru credință, dar ochii tovarășilor securității a fost prezenți acolo peste, ca și peste alții. Ca și peste alții. Rugăciunea aceea și starea aceea de post. Ca și copil nu le-am prea înțeles bine, dar apoi le-am perceput ca fiind de fapt fundamentul trăirii și a rămânerii. Spunea cineva că pe cel care este pe genunchi nu-l mai poate da nimeni mai jos. Că de pe la amvoane se mai dă, de pe funcții se mai... De pe genunchi nu te poate da nimeni mai jos. Evanghelizările, Doamne! Imaginați-vă că și pe vremea aceea erau stadioane. Cum erau? Dar stadioanele erau pentru altcineva. După 89, în 90, am făcut prima evanghelizare pe stadion Îndeș. Dar au venit mulți oameni.
În prima fază nu ni s-a acordat dreptul să facem acolo, ci că le stricăm gazonul. Le-am dat asigurări că nu afectăm gazonul, că o facem în potcoavă acolo și așa, și nu, și nu. Așteptau, probabil. Așteptau. Au așteptat până astăzi. Și atunci, în situația aceea, veneau frați și veneau de departe, din Africa de Sud. Și am zis, bă, ce mă fac? Ce mă fac? Mi-am adus aminte de un cuvânt al Scripturilor, o promisiune făcută de Dumnezeu. Lui Israel e adevărat, dar sunt promisiuni care ne sunt și nouă posibile cu împlinire. Unde va călca talpa piciorului tău, va fi al vostru. Și am zis, Doamne, Tu ai spus și în numele Tău eu trec peste terenul acesta. Practic, copilărește. Și eram păstor. Eram păstor în 84 și acum era în 90. Și copilărește așa. Și ziceam, pe unde va călca talpa piciorului meu? Locul acela va fi al nostru, cel puțin pentru timpul. Și a fost. Nu ne-am băgat că nici nu aveam nevoie noi de tot terenul. Dar n-a mai fost nicio restricție impusă. A fost ceva de bună cuvință și am făcut. Evanghelizările se făceau de la om la om. A începuseră prin anii 70 și ceva evanghelizările, se numă fratele Ionțiu, evanghelizările astea cu chemări din alea așa. Așa. Abia în 78 am făcut prima evanghelizare în biserică, de natura asta, anunțat și cu predicatori, la biserica din Chiuiești. Pe mine mă leagă ceva mai mult de biserica aceea. Și am făcut apoi din an în an evanghelizări. Nu mai încăpeau oamenii. Transpirau pereți. Îngrămădiți acolo, stăteau în picioare. Sufocați aproape, era evanghelizare. Acum în Chiuiești este o biserică, o clădire de biserică foarte frumoasă și comodă și cu de toate. Și am fost la evanghelizare, cum am păstorește un alt frate acolo. Dar am fost invitat. M-am uitat la ei, i-am binecuvântat în numele Domnului, dar mi-era dor de imaginea aceea dintre Crăciun și Anul Nou, când era evanghelizare și nu mai încăpeau. Acum mai încăpeau și alții pe acolo. Și în biserica din Dej, biserică mare cu sute de oameni și cu spațiu și cu iosar. Au mai venit după Revoluție, acum. Evanghelizarea se făcea de la om la om. Imaginați-vă, un Elisie cu samarul la spate, cu asta, și să povestească și pe drum Evanghelia. Să meargă și să sape porumbul, sau să prășească, mă rog, cum se zice la noi, să zice să... Și să ajute și pe alții, și acolo cântau, dădeau cu sapa și cântau, sau mergeau la secere cu mâna. Și era un covoiaț acolo. Mie mi-a plăcut să secer. Dar vai de șale mele. Și seceram și legam zopii. Și cântam eu pentru mine, că eram sigur. Dar când se mergea în grup de la biserică, era cântare acolo, nu bârfă. Nu mă, cum a fost aseară la biserică? Da, ăla mai e pe acolo, dar nu. Era cântare. Și oamenii din sat auzeau cântarea și stăteau în coada sapei și ascultau cântarea vecinilor. Și seara mergeau la biserică. Da, rudimentar, dar eficient. Evanghelizarea de la om la om nu va putea să fie înlocuită
absolut de nicio altă formă de amploare. Asta era evanghelizare. Pe tren. Pe tren era evanghelizare. Veneam de la Cluj, făceam navetă la Dej, rupt de oboseală și câteodată dorind să ațipesc într-un colț de vagon. Dar se deschide. Și era un băietan. Se deschidea un cuvânt. Ceva era într-o discuție și intram cu riscul de a fi sfâșiat, cum zice la Biblie, că cine se bagă în cearta, nu mă băgam să-mi pac pe nimeni acolo. Dar când era ceva legat de Scriptură, de adevăr, interveneam. Și am zis, nu știu, mă gândesc la un bărbat. Fusese chemat duminica la lucru, că eram chemați duminica la lucru, cum eram chemați ca și elevi duminica la activități pionerești, ca să nu putem să mergem la biserică. Era duminică și am fost chemat la lucru și am ieșit mai repede și am prins acceleratul de Timișoara Iași și în compartiment era un bătrân foarte demn, care a început o discuție cu cineva în contradictoriu și celălalt nu putea să argumenteze și atunci am intrat de-o copilărie, știi așa. Și am început să spun ce am crezut eu. Și până la urmă l-am văzut pe omul acela că tace, în final lacrimile i-au brăzdat fața și când am coborât în gară în Dej, a spus tinere, mai mișcat, aș vrea dacă se poate să ne mai întâlnim, nu ne mai întâlnim niciodată, dar am semănat. Mergeam pe sate, imaginați-vă că... auzeam că este nuntă, nu știu unde. Nu ne chema nimeni. Dar pentru că era nuntă, ne duceam la nuntă. Că în general la sate nunta se făcea în cort, că la pocăiți nu se spunea cât se dă și dădeam 10 lei pe vremea aceea, când am dat 25, m-am simțit pașă. Astăzi, da, trebuie invitație. Și a devenit mai mult o afacere și nu, așa și un fel de îți dau că mi-ai dat sau îți dau ca să-mi dai, vin ca să-mi vii sau vin că ți-am fost, vii că ți-am fost, da, altceva. Și veneam de acolo în niște autobuze supra-aglomerate, pline de praf, care la orice hop ne crea, că stăteam în picioare acolo. Și se ivea o discuție și vorbeam despre Hristos și despre Evanghelie și ne trăgeam 4-5 câți eram acolo într-un colț și începeam o cântare și tăcea toată lumea din autobuz și mergeam de la Fodora iară mi este dragă, Fodora pe Somiș lângă Gâlgău, mergeam de acolo, aveam prieteni, aveam un grup de tineri și nici nu mai opream prin Dej. Eram necăsătorit, eram tânăr. Mergeam direct la Cluj. Și urcându-ne în tren, începeam să cântăm. Și cântam și făcea trenul până în Cluj, o oră și ceva de la Fodora, de la haltă. Și cântam. Și ieșau oameni din celelalte compartimente și stăteau la ușă acolo și ascultau. Și țin minte că într-o duminică după masă de genul acesta a oprit trenul în Cluj și n-am putut să coborâm că oamenii au spus mai cântați-ne, mai cântați-ne. Ca și altă dată când pe râurile Babilonului li s-a făcut propunerea aceasta, mă rog, este o altă discuție acolo. Zice, ne-au cerut să cântăm una dintre cântările Sionului și țin minte o cântasem, că mai aveam noi, pe atunci erau caiete de cântări. Acum sunt harfe, sunt cărți și nu le duce nimeni la biserică. Nici Biblia nu și-o mai duc la biserică astăzi. Atunci erau caiete de cântări și ne lăudam care are caietul cel mai gros, care are cele mai multe cântări scrise de mână. Scrise de mână. Am caiet de cântări, am și caietul de poezii. Pe vremea aceea,
Dar unii nu, dar cântam, le aveam în minte. Cântasem cântarea, de exemplu, La revedere. Acum se cântă la sfârșit de slujba, de înmormântare, dacă se mai cântă. Dar noi atunci am cântat. Am cântat acolo, ca aia, o știam toți. Și când ne-am oprit, asta țin minte, când ne-am oprit și a spus, mulțumim că ne-ați ascultat, zice, nu, mai cântați-ne aia cu La revedere. Era o cântare care te lega de cer, de o așteptare. Sunt cântări frumoase astăzi, bine lucrate, bine puse de mine, care nu te trimit nicăieri. Cântările de altă dată erau cântări simple, cele mai multe, simple, cu iz popular, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, că de fapt de acolo a pornit, de la pătura asta, iz popular, erau cântări care atingeau sufletul. Erau cântări la care coborau lacrimile. Unii mă iau așa cum cred ei că trebuie să mă iau. Dar cea mai mare bucurie într-o biserică și la slujbă am simțit atunci când au coborât lacrimi. De mult n-am mai avut posibilitatea asta să simt bucuria aceasta a cântării. Cum să plângi, plângi de ciudă eventual, când îți bubuie de spart timpanele tobele? Tobele erau pentru război, tobele erau pentru armată, tobele erau când se anunța că s-a prins casa lui Benea Gavriș, caz concret, biserică. Am plâns recent, marțiara, că s-a cântat cântarea Când se vor striga numele, slavă Domnului. Voi fi acolo. Cântarea aceea care să te ducă undeva, să te ridice spre ceva, nu care să gâdle firea și să te... Asta. Atunci când lacrima curge. Și cu asta am spus ceva și despre punctul cântările. Stăruințele, nu, acum e ceva, un eveniment aparte. Nu, atunci era ceva de cotidian. Se adunau 5-6 și zice, care nu-i poteza cu Duhul Sfânt? Vreți să stăruim? Și stăruiau acolo. Ne adunam din sat, vinerea seara, la casă, la cumnatul meu. Și era stăruință. Și era stăruință. Și stăruiam și eu ca băiat, stăruiam toată forța și lângă mine unul care aproape îngăima doar două vorbe, trei în rugăciune, dintr-o dată explodează într-o vorbire în alte limbi. Era diac la biserică, cântăreț, cantor, nu știu cum se spunea, așa, dintr-un sat, nu știu unde, ortodox, stâlpă biserică. Și a venit acolo. Și după ce a mărturisit, zice, când l-am auzit pe tânărul ăsta că stăruiește așa pentru mine, zice, m-am umplut de foc, dar eu stăruia pentru mine. El o lua pe contul lui și s-a umplut de bucurie. Dar erau pe lângă el și alții care se rugau. Și într-un colț, eu eram cam aici, ușa era acolo, și în colțul acela de acolo era un bărbat tânăr atunci, acum e în vârstă, o vorbă blajină, un duh liniștit, nimeni nu era pe lângă el, toți erau pe lângă diacu. Și dintr-o dată Ion, de acolo din colț, a început să vorbească în alte limbi. Și prezența Duhului Sfânt a fost și a rămas peste el până astăzi. Zice, ăsta e cercetat, să ne rugăm pentru el că e cercetat. Și pe ăla nu-l cercetăm nici noi. Și noi ne legăm de ăștia care sunt cercetați. Zice, aproape. Bă, iertați-mă, eu spun, mă fac vulnerabil. Dar eu am niște întrebări, până astăzi am niște întrebări. Zice, a fost aproape să fie botezat cu Duhul Sfânt.
Ce înseamnă asta? Adică vine până acolo să trage înapoi. Oameni, ceva nu este în ordine. Ceva nu este în ordine. Biblia vorbește altfel. Dintr-o dată! Stăruiți, care mai așteptați împlinirea acestei promisiuni? A făcut-o Dumnezeu. Nu vă blocați în aparențe. Nu vă cramponați în șabloane. Deschideți-vă inima spre Dumnezeu. Și Dumnezeu va ști să o umple. Va ști să o umple. Moralitatea. Păi ce să mai vorbesc despre moralitate când v-am spus că ăla care era conducător de biserică era un imoral? Ce să vă mai spun despre moralitate când prorociță, care era privită ceva, nu îndrăznesc să spun, că mi-a venit pe limbă ceva, spun că mai presus de Dumnezeu, dar a fost cunoscută în zona aceea noastră, acolo Măriuța, care a făcut multă stricăciune. Pe alții punea la post negru, că își făcuse și un fel de suji. Posteau și săpau și ea în casă mânca franzelă și salam. Atunci era ceva să mânci franzelă și salam. Nu numai că a trăit o viață de imoralitate, prin ceea ce pretind sau se prezenta ca și din partea Duhului Dumnezeu, a stricat familii, a despărțit tată de 12 copii și de femeia lui. Cazuri concrete nu-ți povești. Aș putea să dau nume, nu fac, pentru că s-ar întinde prea mult. Și au fost lucrări deosebite prin femeia aceea cândva. Știți cât? Cât a stat smerită. Povestea fratele Pop Ioan, care a fost păstor de județ pe Sălaj, în zona aceea a fost, în Ilianda a fost femeia aceasta, printre altele, și zicea, Măriuța a mers foarte bine cât a stat smerită. Când lucrările erau prezentate și spuneau, acum să vedem ce spun robii Domnului, adică păstori, și cercetau. Zice, momentul când femeia aceea a derapat, a fost când pe robii Domnului nu-i mai vedea robii Domnului, ci zicea, ascultă tu care ai un duh de bivol. Îi vedea bivoli. Înainte vedea robii Domnului. Și acum erau niște animale. Drumul femeii acestea a fost dezastruos. Deci au fost și prăpădenii întâmplate, nu numai așa. Istoria are culoarea celui care o scrie. Discutam și unghiul din care este privit evenimentul sau persoana dă și imaginea după aceea. Noi suntem datori adevărului. Lucruri mărețe cât s-a stat lângă Dumnezeu. Lucruri deplorabile când s-a produs ruptura aceea. Dumnezeu. Da, suntem doritori să auzim de minuni, de experiențe deosebite. Vorba cuiva zice de o povestioară, nici cui nu-i se pare greu, și bătrânul ascultă și tânărul. Frate, zi o experiență. Oameni buni, conștientizăm că fiecare din noi trăim în fiecare zi o minune, un ceva deasupra naturalului. Dar știți care e problema? Problema este că ne-am obișnuit cu ele. Ne-am obișnuit și ne trebuie așa un hop. Ne trebuie să ne arunce undeva în hău, ca de acolo să ne scoată și să zică, Îngerul Domnului. N-am văzut niciun înger al Domnului. Nici în vis n-am văzut un înger al Domnului. Dar eu cred că îngerii Domnului au fost prezenți lângă mine, că altfel nu mi se explică până astăzi cum de eu mai exist. Cum de eu mai există.
au fost îngeri, n-am văzut din aripi. Am văzut că vine o lumină, că așa, că apare. Și o lună de zile nu mai este Evanghelie, nu mai este Cuvântul lui Dumnezeu, e numai visul și aripile arătării de acolo, în predici, dacă mai prinde și am vorbit. Oameni buni, Dumnezeu își arată slava Lui prin lucrări deosebite. Noi trăim o minune prin faptul că ne-am trezit azi dimineață. O luăm ca o minune. Alții nu s-au sculat. Alții sunt în comă și noi suntem sănătoși și bine. Ah, da, da, bă, ce minune a făcut după 15 zile de comă, l-a ridicat Dumnezeu. Asta e minunea, nu? Că după 15 zile, da, este o minune. Slavă Domnului că îi mai ridică și așa. Dar că n-a intrat în comă, nu e ca o minune. Frații din Ucraina, care trăiesc acolo drame, pentru ei fiecare dimineață poate să fie luată ca o minune. Că peste noapte n-a căzut peste ei o bombă sau ceva. Că pot să ajungă în serarea următoare. E o minune că se pot întâlni din nou cu copiii, cu familiile. O luați așa, fraților? Este. Este, oameni buni. Noi ne uităm numai așa la ce sclipește de să ne fulgere, așa să ne ia. Dumnezeu este prezent în fiecare. Dar noi nu le luăm ca minune. Da, aș putea să spun multe, dar mă limitez. Așa. Da. Încă vreau 10 minute. Da? Se poate? Sau... Da. Vreau să vă spun scurt, așa. Două situații, două lucrări deosebite, ceea ce privește și de slujire aici. Despre una am trimis în materialul care probabil că a ajuns pentru cartea aceea, nu știu dacă a ajuns, că a mai fost ceva cândva, vorbeam cu fratele Ciprian ieri, când a fost trimis la cult și n-a mai ajuns la cult, că m-ar fi luat frații la întrebări, dacă nu de urechi, dar a ajuns la securitate și m-au luat ei. Dar asta nu, nicio aluzie. Dar nu știu, dar eu vă spun. Am avut frământările mele și sensibilitățile mele, poate o anumită doză de perfecționism, ceea ce nu strică, dar uneori poate deveni periculos. Am predicat, predic așa, după cântare, tânărul de la Dej va vesti cuvântul Domnului. Eram la Fânațele Clujului, în prima sâmbătă din februarie, că duminica prima era cina Domnului și era adunare mare la Fânațele Clujului. Și am mărs și eu acolo, că m-a dus cumnatul meu și era și fratele meu și încă un tânăr. Și după o cântare, fratele tânăr de la Dej a predicat. Nu tu, text, Biblia aveam, că o duceam, dar nu text, nu pregătire, nu timp. Imaginați-vă, știți ce din capul locului să vă imaginați? Că n-am vorbit scurt. Câte le-am avut în cap? Toate le-am zis. Că atunci când nu știi ce să zici, zici multe. Asta e. Când știi ceva, e concret, tu zici, pa, ai terminat, când nu zici multe. Și am zis și despre cruce, și despre Maica Domnului, și despre câte le-am știut eu acolo. Când m-am așezat, mi-a fost așa de rușine, pentru că mai ales, observați, era obosiți oamenii, februarie, zi de muncă, vine joia, sâmbăta nu era zi liberă, se muncea din greu la sat și erau toropiți de căldură, adormiseră toți din sală în afară de orchestră. Orchestra își acorda instrumentele pentru a doua zi și o predica. Mi-a fost așa de rușine, mai ales că m-am dus într-o familie, am fost la fratele Ion și sora Maria, da, în numele reale. Sora Maria nu fusese la adunare, fratele Ion. Și când ne-am dus acolo, zice, ai tu, Marie, n-ai fost, păcat că n-ai fost la biserică în seara asta, la adunare, în seara asta. Ce i-o da Domnul la tânărul ăsta? Mie mi-a fost și mai rușine, că eu știam, de fapt, și am zis, în veac eu nu mai predic. Eu în veac nu mai predic, asta nu e slujbă. Dar a trecut,
câteva luni și pe data de 8 iunie 1972 am fost la Ardud, lângă Satu Mare, împreună cu cumnatul meu, fratele Daniel Miclea, băiata fratelui Miclea Ioan de la Moară, din Fodoră, căsătorit cu sora mea, și cu sora mea eram, și cu fratele meu, singurul meu frate, cu Valer. Ne-am dus acolo că ne chemase o familie, chemaseră pe cumnatul meu, Daniel, eu, fratele Grigore Câmpean, de la Ardud. Și ne-am dus acolo, acolo am văzut prima dată faptul că e ceva diferit de ce cunoșteam eu, sau gândeam eu. Căpșunii creșteau pe plante pe pământ, nu în copac. Că avea fratele Grigore, avea acolo o parcelă cu căpșuni și am mâncat la căpșuni. I-am zis, în viața mea nu mai trebuie căpșuni. Peste un sfert de ceas, iar mi-au trebuit căpșuni. Și am, zice, fraților, odihniți-vă, plecasem dimineață pe la vreo ora 3 din deși, ce odihniți-vă un pic, că, zice, după aceea o să culegem niște și femeile astea ori face niște dulceață. Și cumnatul meu și cu soția lui, cu sora mea, s-au așezat într-un pat, eu cu Valer, cu fratele meu, într-un altul, și care va zice aici cu sfărăitul. Și sfărăiau și au adormit primii. Eu n-am dormit deloc. Pentru că fratele Grigore zicea, și mâine o să slujiți la biserică, fraților. Era și cina Domnului. Dar o să slujiți la biserică. Și cumnatul meu zicea, auzi, Romi, veac. I-am spus eu, veac. Eu m-am lecuit. Zice, bine, bine, lasă că vezi tu. Nu, predici cât îi vrea, predică, predici alții. Eu nu predic. Eu am hotărât, nu predic. Și ne-am așezat, ceilalți dormeau. Și eu n-am putut să adorm. Eram frământare. Bă, da, dacă mă pun să predic cu ei. Dar nu, le spun că nu predic. Iar, Doamne, ajută-mă să dorm. Și dacă totuși te-or pune, ce faci? Da, să nu mă pună. Și dacă mă pun, le spun că eu nu mă ridic și gata. Și odată sus, odată jos, odată sus, odată jos, până la urmă un gând mi-a venit. Bă, ia să mă gândesc eu și să încerc să prind voia lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu mă vrea să predic sau nu. Am mai spus și în altă dată. Vă spun și vouă aici. Cei care ați mai auzit-o de pe undeva, o puteți reține mai bine. M-am întins și am luat Biblia. Aveam o Biblie din aia cu coperte verzi, de vinilin. Și am răsfoit-o, am răsfoit-o, am uitat, vechi, eu nou, nu se lega nimic de mine. Până când am ajuns la Faptele Apostolilor, capitolul 3, vindicarea slăbălocului din naștere, de la Poarta Frumoasă. Am citit, fratele meu sfărăia lângă mine, am citit și atunci am închis. Se legau câteva gânduri în mintea mea. Și am făcut atunci legământul ăsta sau târgul ăsta, dacă vreți, cu Dumnezeu. Și în Duhul meu nu m-a auzit nimeni decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă prorociile pe care le-a avut tata cu privire la mine, dacă prorocia pe care a avut-o mama când m-a dus la binecuvântare și mi-a spus o soră la bătrânețe, era ea, eu eram în slujbă, frate Romi, ce Dumnezeu te-a chemat dinainte de a te naște și la binecuvântarea ta, eu am fost prezent acolo și mama nu mai era, sora Maria de la Abator mai era și zice, acolo a fost o lucrare printr-un frate cu privire la tine, că Dumnezeu avea de lucru cu tine și să știi că Dumnezeu are de lucru. Și stând acolo la Ardud acum, am zis, dacă tu într-adevăr ai vrut, după eșecul de la Fânațe, după hotărârea mea de a nu mai predica niciodată, pun un semn. Dacă voia ta este, mâine dimineață când ne ducem la adunare, să nu ne întrebe nimeni nimic, că nici nu s-o prea întreba, dar câteodată se mai făcea frață, de unde să citim? Când se va citi cuvântul,
să fie Faptele Apostolilor, capitolul 3. Bă, fraților, voi credeți că e mic lucru? Păi da, eu mă îngrozesc acum, mare, nu știu, după atâta vreme, cum am îndrăznit să pun semnul ăsta? Cât e Biblia aceea de mare să oprească la... A doua zi dimineață ne-am sculat, ne-am pregătit, fratele Grigore și cu băiatul lui mai a avut treabă cu animalele pe acolo și s-a mai zăbovit. Și nu putea să ne ducem la adunare fără ei. Când am ajuns la adunare, slujba era începută deja. Și nu se intra în biserică dacă era rugăciune, fraților. Acum se intră în biserică, îl calci pe ăla care stă în genunchi, îl calci pe picior și îi rupi harul. Și te duci că îți place locul ăla care e a tău. Nu, am stat acolo în veranda aceea, am stat acolo până când și se rugau frații. Cel puțin se rugau doi bărbați și două femei, obișnuința. Era, nu? Ați prins așa ceva? La noi era. Și am stat acolo și am stat. S-a terminat, am intrat și noi înăuntru, ne-am așezat pe o laiță. O laiță, nu era foto. O laiță din aia. Eu mă gândesc că, cum stăteam acolo trei ceasuri și ne țineam echilibru pe laița aceea? N-avea nici spătar, nici cotier. Și am stat acolo, nu ne-a întrebat nimeni ce text. Îl cunoșteau pe fratele Daniel, că el mai fusese pe acolo. Pe mine nu mă cunoștea nimeni. Nu m-a întrebat nimeni, nimic. S-a terminat timpul de rugăciune și după aceea conducătorul, un frate de la țară, a zis, nu, fraților, deci am mai cânta o cântare și după aceea am intra în lucrare. Astea erau formalitățile. Și după ce s-a cântat cântarea, fratele s-a dus la anvon, a luat Biblia și a deschis. Așa cum era, zice, unde s-a deschis? A luat Biblia și s-a deschis. Și a început să citească Faptele Apostolilor. Capitol 3. Iertați. E prea vie după atâția ani și neuitată experiența aceasta. A fost confirmarea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a însoțit lucrarea lui cu har. Dar pentru mine a fost un reper. Și am trecut după aceea și am făcut școala. Asta e, și aia, asta am scris. Am făcut școala, am terminat seminarul. Și era luna iunie, înfloreau teii pe acolo, pe la Cotroceni. Și umblam pe la doi noaptea și miroseau teii aceia. Au, ce frumos! Bă. Ca să ne ținem proaspeți, să facem bine la examene. Citeam până târziu, nu citisem tot anul cât am citit atunci. Și atunci a fost o frământare. Înaintea examenelor de pneumatologie, joia era examenul. Și am avut frământările acestea, oare totuși? M-a chemat Dumnezeu pentru slujba asta sau nu? M-a chemat sau nu? Aveam frământarea asta. Și ziceam, bă, atunci... Era o teamă, nu. Am văzut lucrarea lui Dumnezeu prea sfântă și nu mi-am permis să mă joc cu ea și să o încredințez la oricine. M-a obligat cuvântul. Dar am fost cu mine exigent. Și am vorbit cu fratele Nelu Gurău, oameni care trăiesc, și cu fratele Micurescu Eugen, ni se unea Duhul spre bine, că am fost cinci în seria a doua. Și a zis, mă, n-ați vrea să mergem undeva să întrebăm pe Domnul? Și a venit o propunere, a venit o propunere de partea fratelui Eugen și a zis, uite, la Cluj, sora Lenuța, cu tare și așa, zis, mă, eu nu știu acolo, tu știi? Zice, mă orientez. Ne-am urcat pe tren, ne-am dus acolo, am ajuns dimineața, am așteptat până când ne-a putut primi sora Lenuța. Fratele Eugen a avut un casetofon așa și a zis, sora, putem să... Sigur, zice, se poate. Nu mă cunoștea sora Lenuța, nu mă cunoștea. Și au fost niște lucruri pentru fiecare și înregistrate. Și după ce ne-am ridicat de pe genunchi, a fost cu privire la mine și o vedenie și zice, frate, zice, eu nu știu ce înseamnă asta, cum, dar zice, te-am văzut pe un munte înalt,
îmbrăcat cu o haină de slujbă, deci așa preoțească, zice, de slujbă. Și zice, în spate era un duh al întunericului, un duh negru, care îți spunea, dă-o jos, nu-i pentru tine, e prea grea, nu s-o poți duce. Și tot încerca și zice, ai vrut să dai, dar după aceea zice, ți-ai strâns mâinile. Și cu toate provocările și șoaptele, zice, n-ai cedat. Îți mulțumesc. Era răspuns la frământările mele. Și au venit de atunci atâtea probleme și atâtea greutăți. De atâtea ori am vrut să-mi dau demisia din slujba de păstor, din funcțiile ce le-am avut. De atâtea ori am plâns nopți și n-am dormit. Și m-am îmbolnăvit de inimă și am 3 bypass-uri, operații pe cor deschis, și am 3 stenturi puse, ultimul la sfârșitul lui septembrie anul trecut. De atâtea ori vrăjmașul a spus, renunță, că n-are niciun rost, nu vezi că te lupți cu morile de vânt. Dar mi-am adus aminte, ăsta-i muntele și ăsta-i Duhul din spate. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut aici. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu lucrează, conștientizează, să se îndure Dumnezeu de noi mai departe. Din punct de vedere doctrinar, biserica a evoluat, are principii bine întemeiate, atunci se mergea așa. Dar oare mai știm să ne păstrăm identitatea de biserică penticostală? Asta este problema. Primejdile care pasc, zic eu. Două majore, voi intra în conflict cu părerile unora de aici. Primejdele care pasc biserica penticostală sunt ecumenismul, ceea ce înseamnă pierderea identității. Că ecumenism punem și noi, puneți și voi, mai lăsăm, mai, dar se va ajunge la faptul că va trebui să lăsăm noi și ei nu vor lăsa. Merg oare doi oameni pe drum fără să se învoiască, dar ca să se învoiască trebuie să cedeze unul. Și am cedat prea ușor la multe am cedat. Multe din bisericile de astăzi au aspect de club și nu de biserică. Și mi-aduc aminte cu emoție, am plâns atunci, până când am crezut că îmi plesnește inima a biserica de pe Sebastian. A fost un frate din America, nu mai rețin exact, White sau cum l-a chemat, dar a ținut o predică, o țin minte ca temă și astăzi. Lăsați biserica să fie biserică. Eu cred că asta trebuie să fie un imperativ pentru toate vremurile. Lăsați biserica să fie biserică. Așa de bine a argumentat. N-am reținut-o, n-am înregistrat-o ani de zile de atunci, dar știu că am plâns până când mi-au înțepenit fălcile aici. Lăsați biserica să fie biserică. Și cum spunea un bătrân la o absolvire a unei promoții de slujitori, nu îndepărtați privirea bisericii de la mirele ei. Asta e un pericol care paște biserica. Îndreptarea bisericii a privirilor spre personalități, spre mai știu eu ce manifestări, și se depărtează privirea de Hristos, de mielul, de mirele. E un pericol. Un alt pericol care îl văd eu ar fi problema asta care se vehiculează de mult și care înaintează agresiv. Mă feresc să zic, dar trebuie să zic acum, cu problemele acestea sodomite. Homosexualism. Când se va împinge ușa ordinării unor sodomiți și când slujitorii vor fi nevoiți, siliți de legile lumii
să oficieze acte de cult unor sodomiți. Că dacă nu vor face, intră în contradicție cu principiile europene și așa mai departe, drepturile omului, etc., etc. Să-ți pui mâinile peste doi de același sex. Eu asta văd un mare pericol și bate la uși. Bate la uși. Recomandare? Ce o să dau recomandări bisericii? Dar gândul acesta aș vrea să vi-l transmit. Nu mi-am scris nimic, aici sunt întrebări. Gândul acesta aș vrea să vi-l transmit. Veți intra în slujbă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți în slujbă, frații mei scumpi. Lăsați biserica să fie biserica. Și nu abateți privirile miresei de la mirele ei. Niciodată. Pentru niciun interes. Pentru absolut nimic. Și să luptăm și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru păstrarea identității bisericii lui Dumnezeu apostolice, pentecostale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc!